trimite pe Lazar cu degetul muiat în apă să-mi răcorească puțin sufletul, că rău mă chinuiesc în băbaie. Iată primul mesaj al osândirii și a muncii din iad, unde nu mai este cercetare de la Dumnezeu, unde nu mai este dragoste de la Dumnezeu, unde lipsește desăvârșit iubirea lui Dumnezeu și în același timp lipsește desăvârșit lumina Harului Dumnezeu. Evanghelia de astăzi pică tocmai bine pentru două lucruri foarte importante. Confuzia din timpul Mântuitorului, adică din vremea venirii sale, că omul s-ar mai îmbrăca în alte vieți, adică acea reîncarnare despre care se vorbește și astăzi în gândirile moderne a oamenilor lipsiți de frica lui Dumnezeu sau lipsiți de credința cea adevărată, fapt justificat de Mântuitorul, iar a doua vine pentru a demonstra celor care încă nu cred că există iad sau rai, existența acestuia prin însuși cuvântul lui Dumnezeu care dă această pildă, adică Iisus Hristos. Moartea fiului văduvei din Ain a fost doar o întâlnire cu lumea de dincolo prin cele ce vorbea mortul. Și nu întâmplător evanghelistul Luca, care scrie și această pildă spusă de Mântuitorul, n-ar fi fost martorul ocular al învierii fiului văduvei din cetatea Nain, când acesta a început să vorbească cele ce văzuse dincolo de viață, adică moarte, și cei din prejurul lui să râdă sau să nu le ia în seamă. Sau să se întoarcă cu bună știință, să se întoarcă cu bună știință la păcatele sau la viața de dinainte, adică la viața păcătoasă și lipsită de sens, adică lipsită de faptele bune care înaripează sufletul la Dumnezeu, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Încă pentru un motiv vine Mântuitorul să prezinte această pildă, să arate că cei care sunt nedrepți în lumea aceasta și și-au agonisit liniștea, pacea, mulțumirea trupească, bogăția, hrana de toate zilele, luxul, dacă le-au dobândit pe nedrept, adică asuprind pe altcineva sau suferind altcineva din potriva lor, să creadă că dincolo vor fi trecuți cu vederea sau dincolo vor fi neluați în seamă pentru nedreptățile pe care le-au făcut în această viață. Sau mai vine această pildă în sprijinul celor săraci și amărâți, care uneori și ei sunt tentați să creadă că Dumnezeu a pierdut din vedere pe cel sărac, cum se spune, zice, ei, cred că și la Dumnezeu se face separație. Se face, într-adevăr, separație. Și o să vedeți ce separație puternică și cum însuși evanghelistul Luca, în scrierea sa, arată cele două, deci a pune în față cele două ipostase, a omului credincios care moare și a omului păcătos. Și să vedeți ce spune despre omul credincios. Murind Lazar, îngerii au luat sufletul și l-au dus în sânul lui Avram. La prima vedere pare întâmplător sau pare ceva ușor. Dar nu e chiar ușor. Pentru că relatarea evanghelistului din cuvântul Mântuitorului arată direct starea de dincolo de viață. Deci că îngeri s-au prezentat la moartea sufletului, îngeri l-au luat, îngeri l-au ridicat, îngeri l-au dus în sânul lui Avram și l-au pus la odihnă. De ce? Pentru că Lazar avea nădejde în învierea sufletului său spre o viață mai bună dacă aici pe pământ a suferit. Deci știa că sufletul lui se va odihni din mila lui Dumnezeu într-un loc unde nu va fi atâta supărare și suspinare și întristare și foame și scârbă și sete ca în viață. Și iată ce frumos spune același evanghelist folosind terminologia pentru omul lipsit de Dumnezeu. Și-a murit și bogat. Și-a fost înmormântat. Scurt. N-a mai dat niciun detaliu. Deci n-a venit să ne mai prezinte venirea îngerilor, n-a venit să ne mai prezinte frumusețea raiului, n-a venit să ne mai prezinte prezența lui Avram sau altceva. Atât. A murit și l-a mormântat. Este exact același sentiment uman. Este aceeași eficiență morală a oamenilor fără credință care își fac o datorie de suflet și îngroapă pe cei repausați.
I-au făcut mâncăruri, l-au împodobit frumos. Dacă e femeie, o mai și machează în sicriu să fie frumoasă. Dacă este bărbat, îi mai pune și un ceas de aur. Sau îi mai pune și distincțiile pe care le purta când era în viață. Crede că acele insigne vor ușura cu ceva munca sau multe alte amănunte. Și l-au înmormântat. Dar mai departe, de-abia acum Mântuitorul prezintă situația și spune: și-au dus sufletul lui în flăcările iadului. Mântuitorul prezintă acest lucru. Deci iată unde a ajuns sufletul acelui bogat și din ce motiv, dintr-un motiv anume, un bogat care sta îmbrăcat în purpură și în vison și se veselea în toată ziua de slava și de chipul lui strălucit. Și am spus și altă dată, purpura și visonul sunt niște îmbrăcăminți mai scumpe, cum ar fi catifeaua din zilele noastre, sau ca să spunem ceva din pluș, care se obținea cu mare greutate prin aducerea de către marinarea unui anumitor pești, care lăsau acea lână frumoasă de aur sclipitoare, din care se împodobea acea stofă care se chema purpură și vison, care strălucea, cum ar fi astăzi un fel de material din ăsta de fir, țesut într-o bluză de mohair și strălucește. Cam același lucru era pe vremea aceea. Ori pe vremea Mântuitorului era o descoperire destul de radicală. Și iată, bogatul și-a pierdut timpul cumpărând aceste stofe, îmbrăcând acest trup puturos, acest trup care dacă nu-l speli miroase, acest trup pe care dacă nu-l hrănești, te sfâșie ca un câine, acest trup care dacă nu-i dai ce cere, devine mai agresiv decât o fiară, și-l îmbrăca frumos, îl ungea cu toate alifiile, îl hrănea bine, îl plimba, îl odihnea, îl ușura și îl desfăta. Dar iată că a venit vremea când nu a mai folosit acest lucru și cum spune la slujba înmormântării, m-am uitat în urmă și am văzut oase goale și țărână. Care e împăratul și care e bogatul și care e săracul? Una sunt. Deci iată, o clipă și moartea le rămâne pe toate. La fel s-a întâmplat și cu acest om. Nu aceasta rămâne în chip firesc ceva important, ci rămâne faptul că iese în evidență, cum am spus la început, două lucruri. Că sufletul odată trăiește, odată moare și odată se judecă și că o singură viață există, o singură moarte există. Deci nu există mai multe vieți. Deci este prima Evanghelie relatată destul de frumos cu cea din Evanghelia care urmează înainte de postul mare a fricoșatei judecăți, când păcătoșii sunt judecați și este denaturată acea formulă a reîncarnării, în care spune că sufletul, nedesăvârșindu-se în viața aceasta de aici, imediat ce iese din trup, se reîncarnează într-o altă viață și într-un alt trup sau într-un alt fel de materie unde se desăvârșește. Și mai îmi spunea odată cineva din acest fel de doctrine că dacă ai avut fapte bune te reîncarnezi într-o floare, dacă ai avut fapte mai puțin bune te poți reîncarna într-un animal oarecare, dacă ai avut fapte hidoase în ceva uricios, al de câine, al de pisică, al de altceva sau, mă rog, câte alte mărunțișuri chinezești și japoneze învățate de oameni năuți și lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Deci în final rămâne acest lucru. Sufletul după moarte este în mâna lui Dumnezeu. De mâncăm sau de nu mâncăm, de trăim sau de murim, ai Domnului suntem. Așa spune Sfânta Scriptură și așa arată și Apostolul în slujba morților, deci de marți. Deci trebuie să știm un singur lucru, că din clipa zămislirii sufletului nostru, în clipa când el este pus în acea celulă vie ce va fi viitoarea ființă vie, sufletul și ia toate facultățile și puterile sufletești date de Dumnezeu, adică puterea rațională, puterea cuvântătoare și nemurirea, și cu ele pleacă și din viața aceasta și cu ele rămâne și în viața de dincolo. Dincolo, în întâlnirea cu Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, acum în legea darului, judecata va fi mai grea din două motive. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, adică vechii profeți ai Testamentului vechi, vechii oameni ai legii celei vechi, care erau sub Decalog, care erau sub Moise, care erau sub proroci, deci unii l-au înțeles pe Dumnezeu și l-au cunoscut.
Dar când însuși Mântuitorul a venit și și-a dat trupul său jertfă și sângele lui jertfă și omul nu vrea să-l cunoască, cum spune în cântarea cântărilor, zice, cunoscuta asinul este stăpânului său, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Deci iată ce deosebire între omul cel vechi lipsit de legea Harului și omul din Har care a scăzut sufletește tocmai pe poziția materială și rațională. Materia este un bulgăr de gheață ce îl îngheață pe trup, deci îl îngheață pe trup, pentru că gândindu-te mereu la cele materiale, începând de la cel mai mic lucru din casă și până la cel mai variat, să spunem, lucru de articol de gospodărie care îți folosește, și începând pe partea rațională, deci bulgările de gheață care îngheață sufletul de acum în om, adică explicația de la cel mai mic cuvânt, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, foarte mulți și-au pus întrebarea, unde este iad? Dar cei mai puțini și-au pus întrebarea, cum să facem să ne ajungem la el? Pentru că, de fapt, experiența nu le lipsește de adevăr și de practică. În clipa când noi vom muri, vom da întâlnire și cu iadul, vom da întâlnire și cu raiul. Și cum arată marii sfinți și părinți bisericești ai secolilor 3, 4, 5, și cum arată și învățătura Sfintei Scripturi, și cum arată și filocaliile, și cum arată și dogmatica ortodoxă, sufletul va avea o întâlnire cu Dumnezeu a treia zi după moarte, deci când suntem încă în viață și ne-am săvârșit, a treia zi după moarte va fi prima întâlnire cu Dumnezeu, a noua zi va fi a doua întâlnire cu Dumnezeu, iar a 40-a zi va fi a treia întâlnire cu Dumnezeu. De ce? În prima ne dă binecuvântare Dumnezeu să vizităm frumusețile Raiului, care nu sunt amăgitoare, ci sunt adevărate, iar a noua zi ne dă binecuvântare să vedem îngrozitoarele munci ale iadului, acolo unde sufletul s-ar putea să ajungă. Unii din sfinți au ajuns la atâta nepătimire și atâta bucurie și dragoste duhovnicească, încât au spus, cred că iadul este gol. Nu este gol. Literar, da. Practic, nu. Pentru că însuși Scriptura arată când spune largă este poarta ce duce la pierzare. Și mulți aleargă pe ea. Ori dacă ne orientăm într-o zi ca fiecare zi și am face un simplu sondaj cum făcea Platon, marele filozof, stătea în Roma cu felinarul în mână ziua mare și când era întrebat ce face aici omule? Zice, vreau să văd un om. Zice, caut un om. Păi cum îl caut? Păi zice, nu vezi că lumea umblă în întuneric? Eu vreau să caut unul care umblă pe lumină. Deci se arăta clar că lumea nu alerga spre lumină, cum spune Apostolul Pavel, ca fii ai luminii. Adică lăsând cele deșarte și căutând spre cele sufletești ca să se poată mântui și trupul și sufletul. Ci lumea aleargă mai mult spre cele pământești, despre acel bulgăre de gheață materia și apoi își alinează această lucrare spirituală dinăuntru și o năbușă prin glasul conștiinței care a dormit, spunând că și ce dacă? Ce? Unde vor fi toți, voi fi și eu. Ce vor face toți, voi face și eu. Dar punându-ne în postura, că ar fi să fim luați înaintea celor care n-au ajuns încă acolo sau fac rău și suntem noi la rând și ne întâlnim cu acel rău. Al de pildă, să spunem, o operație grea, al de pildă un accident sau un necaz în familie, nu putem răbda măcar să fim înșelați de soț sau de soție. Nu putem răbda să fim înșelați de cel la care lucrăm la serviciu când nu-ți dă salariu și e un lucru mic pe lângă lipsa prezenței lui Dumnezeu. Deci este un lucru minor pe lângă faptul că sufletul se desparte de lumina divină și rămâne în întunericul iadului. Și omului îi se pare ușor și nimic. Dar așa cum nu putem răbda ca un copil care nu ne ascultă și ne face zile negre în familie, să ne întristăm și să ne supărăm, la fel nu vom avea putere să învingem lipsa prezenței lui Dumnezeu atunci când vom fi despărțiți de El, nu pentru o zi sau pentru două sau pentru trei, pentru totdeauna. Și cum spuneam de fiecare dată,
Și cum spuneam de fiecare dată, nu este greu de intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Două portițe sunt. Cunoașterea de sine, adică să știm că greșim și trebuie să ne pocăim, nu e greu deloc, să schimb fapta bună și să o pui în locul păcatului. Iar a doua este fericita milostenie. Deci cât se poate. Nu s-a cerut să se dea cu sacul, nu s-a cerut să se dea cu carul, ci s-a cerut să se dea câte un pic, câte un pic, așa cum Dumnezeu trimite razele soarelui într-un an de zile și coace grânele nu într-o oră sau într-un ceas, ci îndelungul unei veri. Așa și omul în vara vieții sale, câte un pic, dacă depune căldura duhovnicească puțin, câte puțin, nu vor ajunge câinii să lingă bubele săracilor de la ușa noastră. Astăzi o pâine, mâine un măr, poi mâine un biscuite, poi mâine o ciorbă caldă, poi mâine un 5 lei de o pâine sau un 500 sau 1000 și ușor, ușor din sărăcia ta sau din surplusul care nici tu nu-l ai din prisos, hrănești și pe cel de lângă tine și așa se împlinește legea lui Hristos. Pentru că spune Apostol Pavel, pot să vorbesc în toate limbile pământului, pot să fiu făcător de minuni, pot să am darul prorociei, pot să știu tainele lui Dumnezeu toate, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Ori dragostea spune, zice, m-am făcut chimval răsunător și aramă răsunătoare. Adică ni se pare că ne trâmbițăm noi viața prin faptul că existăm în biserică, prin faptul că ne spovedim, prin faptul că ne împărtășim, prin faptul că citim o carte sfântă, prin faptul că ne educăm copiii, dar nu rămâne fapta numai pentru cei ce ne iubesc. Fapta rămâne și pentru cei ce ne urăsc sau noi cunoaștem, pentru că străinul de lângă mine nu mă știe pe mine și eu nu știu pe el. Dar când am întins mâna lui Hristos, i-am dat. De aceea vreau să spun că bogatul, primul lucru care l-a pățit acesta. N-a știut unde să-și pună punctul. N-a știut până unde duce măsura bogăției. Și pentru că am ajuns la măsura bogăției, vom vedea că Evanghelia de-a lungul anului tratează trei feluri de bogați. Un bogat în purpură și în vison, probabil plin de mândrie, cel de astăzi. Și lipsit de fapta bună, fiindcă spune că stătea la poarta lui și cerea din cele ce cădeau de la masa bogatului și câinii stăteau lângă el, tovarășii lui de suferință. Dar a mai fost un bogat care nici nu s-a gândit vreodată măcar să dea rămășițele de la masa lui. Și a spus așa, suflete, hambarele le-am mărit, cu grâne s-au umplut, acum ai de toate și pentru mulți ani bea, mănâncă și te veselește suflete. Iată cui îi dă de mâncare. Deci o împetrire dobitocească a inimii mai mult decât bogatul de astăzi. Nici n-a crezut vreodată că sufletul e de natură spirituală, ci a crezut că stomacul lui e sufletul lui. Bea, mănâncă, că acum ți-ai adunat multe și pentru mulți ani. Dar în acel moment suprem, când totuși omul uită că el este om și că nu este nemuritor și veșnic cu trupul, ci numai cu sufletul, se aude glasul lui Dumnezeu. Nebune, tu toate le-ai strâns și le-ai adunat. Dar dacă în noaptea asta sufletul se ia de la tine, cui vor rămâne? Și vom merge la un alt bogat. Și intrând Dumnezeu într-o cetate, a venit la el un tânăr și a zis, bunule, învățător, vreau să moștenesc viața de veci. Iată ce cuvânt frumos de la un bogat credincios. Zice, da, păzește poruncile și cele ce scrie în ele. Toate le-am păzit din tinerețele mele. Deci iată ce frumos, de mic a crescut bine, a crescut într-o familie de oameni educați. La care Mântuitorul îi adaugă piedica cea care părea mai subțire decât firul de ață. Dar îți mai rămâne una. Dacă într-adevăr vrei să ajungi la desăvârșire, atunci vinde-ți toate și urmează mie. Și s-a întors tânărul întristat. De ce s-a întors tânărul întristat? Pentru că Mântuitorul a repetat după aceea un cuvânt foarte greu. Funea va intra poate prin urechea apului, că e cu putință la Dumnezeu să o subție pentru credința noastră. Dar bogatul cu nevoie se strecoară în Împărăția lui Dumnezeu. De ce? Să mergem în Sfânta Scriptură și să urmărim alte tipuri de bogați. Și venind Sfânta Treime la stejarul din Mamre și mâncând la Avram, i-a promis că Sara va naște prunc. Și într-adevăr, la anul sosit, Sara a născut prunc și Dumnezeu a chemat credința lui Avram spre încercare puternică și i-a spus, Avrame, ia pe fiul tău Isaac,
pune lemne pe astin și du-te și înjertfește în muntele Moria. Și s-a suit Isaac și l-a suit pe astin, a luat lemne și a plecat să-l jertfească în munte. Și în clipa când se înjunghe pe jertfelnic, fără ca să spună, Doamne, dar e unicul meu copil care mi l-ai dat, dar gândește-te că nu mai am urmaș, dar gândește-te că nu voi mai avea moștenitori, nu și-a pus întrebarea aceasta, ci lepădarea de sine l-a făcut să înțeleagă că Dumnezeu știe să oprească acolo unde este nevoie rânduiala firii și să treacă la suprafirea. Și în clipa când se înjunghe, se aude glasul lui Dumnezeu, gata, Avrame, ajunge, ți-am cunoscut credința ta. Ia berbecul cel încurcat în mărăcini și înjunghe el și cruță pe fiul tău. Deci iată până unde a dus jertfa bogatului Avram, care nu era altceva decât legea harului cu jertfa bogatului ce păzea poruncile. Deci până la toate ajunsese, bun, drept, milostiv, dar nu putea să se lepede de sine pentru Dumnezeu. Că evident i-ar fi spus, da, Doamne, pentru tine fac aceasta, Dumnezeu i-ar fi spus, fiind unii cu fiu, poate la părinți, sau fiind unii cu bogat, vezi, slobozește slugile, sau vezi, rânduiește-ți milostenile și apoi urmează mie. Dar când a fost vorba să se lepede de tot ce este trecător, s-a întristat. Și atunci apostolii au pus întrebarea Mântuitorului, că, Doamne, dar atunci cine se va mai mântui? Și a zis Dumnezeu, unde este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Adică unde se împietrește omul și se îndărătnicește spre legea lui Dumnezeu, îi trimite Dumnezeu palme. Aci se îmbolnăvește un copil, aci mai face o încurcătură, aci mai dă de o pagubă, acum mai dă de o scârbă, mai încolo dă de o boală. Și cum arată mai departe cartea de învățătură creștină, îl cunoaște el pe Dumnezeu din împrejurarea vieții, dacă nu vrea să-l cunoască din adevăr și din bunătate. Și îl cunoaște și ca dreptate, dacă nu vrea să-l cunoască ca milostivire. Și iată, în felul acesta se trezește omul spre Dumnezeu. Dar de ce s-a supărat Dumnezeu pe acest bogat și l-a dus în iad? Ia să mai vedem un fel de bogat al Sfintei Scripturi, că nu prea citiți acasă Scriptura, mai mult ziare cu paranormal. Ajungând Iov să fie cercetat de Satana, care prizmuia credința și dreptatea și sinceritatea lui față de Dumnezeu, a venit la Dumnezeu și și-a luat dracul ca oarecare fel de binecuvântare și a spus, degeaba te lauzi cu robul tău, Iov. Dacă n-ar avea averi și copii și slugi și averi și turme, nu te-ar lăuda pe tine. Bine s-ar săilă, ia-le pe toate, dar de sufletul lui să nu te atingi. Și au început să vină slugile și stăpânii și să spună de la turme, stăpâne, Doamne, au venit asirienii și ți-au luat cămilele, au venit babilonienii și ți-au luat turmele de oi, au venit cu tare și ți-au luat cămilele, a fost cu tare cu tremur și a căzut casa peste fiii tăi. Și lui Iov s-a părut că era prea bogat în clipa aceea. De ce? Umbla în haine scumpe. Le-a spintecat de sus până jos, le-a rupt de pe el, a căzut cu fața la pământ și a spus un mare cuvânt și greu de îndeplinit astăzi și pentru noi călugări, poate și pentru dumneavoastră creierii. Zice, gol am ieșit din pântecele Maicii și gol mă voi duce. Dacă așa i s-a părut lui Dumnezeu, așa a făcut. Și precum i s-a părut, așa a făcut. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. Deci, femeia care îl insulta pe acest bogat și îi spunea, uite nebune ce ți-a făcut Dumnezeu, ce tot îl lauzi atâta și te închin lui. Iov i-a dat cel mai înțelept cuvânt. Dar de ce nu-ți aduce aminte când le primeai pe cele bune, cu bucurie? De ce nu vrei să le primești și pe astea rele dacă vin tot de la Dumnezeu? Și ca drept răsplată pentru credința lui, și Satana în cer s-a cutremurat, pentru că Dumnezeu i-a dat toate îndoit și în loc de câte a avut, spune tradiția și spun cărțile de învățătură mai vechi, că ar fi plouat la curtea lui Iov 3 zile și 3 nopți cu bani de aur din darul Dumnezeu pentru credința lui. Ei, ori saltirea Duhului Sfânt tocmai aici pune accentul. Bogăția, dacă curge, să nu-ți lipești inima. Fie că ești director, fie că ești inspector, fie că ești ministru, fie că ești președinte, fie că ești general sau că ești admiral, să te gândești că totul e trecător.
folosesc-ți ție funcția, folosesc-ți ție banii, dar să-ți aduci aminte că mai înainte de ei și de funcție este acel suflet care va trebui fie veșnic să șade în odihnă sau fie veșnic să șade în muncă. Și este bine atunci când te îmbraci în vison sau la modă sau te îmbraci frumos, să te gândești așa, precum trupul mi l-am împodobit și sufletului să-i dau la fel. Și lângă o oră, lângă o oră de distracție să pui și o oră de rugăciune. Lângă o oră de bucurie sau de împlinire pământească în jurul familiei, cu copii, cu rude, cu prieteni, cu cunoscuți, să pui și lucrarea lui Dumnezeu cea duhovnicească, adică încuie cămara ta, încuie ușa ta și roagă-te lui Dumnezeu nascuns, ca El să vadă și nascuns să-ți plătească pentru roadele și ostenelile tale. Deci iată de fapt ce vroia Dumnezeu de la acest bogat, care a uitat că trebuie să moară. Și când spun că a uitat că trebuie să moară, vă amintesc încă o dată citatul. Și-a murit bogatul și a fost înmormântat. Așa se întâmplă și în lumea de astăzi. Îi cântă și fanfara, îi mai face și niscai cavou, și o cruce de marmură, și o inscripție placată cu bronz de la aurit, îi mai pune și flori, îi mai pune și un tablou, îi mai trage și lumină electrică, îi mai pune și alte multe dichisuri, și un preșuleț susicriu, și multe alte, intri în cavou ca la o mumie de aia egipteană de pe vremuri, care era îmbălsămată ca să nu mai putrezească, dar ce? Trup și nu suflet. Și să mergem mai departe pe tărâmul celălalt. Am terminat viața pământească. Am discutat despre toate. Și văzându-se bogatul în flăcările iadului, a strigat. Deci iată, sufletul rămâne cu grai viu și după moarte. Părinte Avrame! De ce a spus Părinte Avrame? Imediat ce sufletul moare, ce trupul moare, sufletul își primește toate facultățile duhovnicești, spirituale, curate și desăvârșite, cum le-a avut Adam înainte de cădere. Așa arată hronograful lui Chedrinus. Și atâta înțelepciune primește sufletul, încât cunoaște tot neamul lui până la Adam, în scădere, deci cei morți. Și a văzut că el se trage din speța lui Avram. De aia și-a spus Părinte Avrame. Deci, iată, sufletul deja era în adâncă teologie. Zice, trimite la mine pe Lazar. De ce tocmai pe Lazar? N-or mai fi fost oameni în sânul lui Avram? N-or mai fi fost alt drepți? N-or mai fi fost alți sfinți pe acolo prin preajma lui Avram? Nu e adevărat. Se face întâmplarea că Dumnezeu rânduiește, spun Sfinții Părinți, și arată și eschatologia particulară de ieșirea sufletului, și Efrem Sirul în teologia dogmatică-ortodoxă cu expunere istorică, că sufletul în cele trei zile își vede viața ca prin oglindă. Acum aici nu se prezice exact când și cum ajunsese sufletul bogatului în iad. Pentru că undeva mai scrie așa, nu vor învia necredincioșii la judecată și nici păcătoșii în sfatul dreptelor. Catisma întâi. Se pare că judecata lui a fost cam dură. Și fiind Vechiul Testament și neexistând încă vremea Harului, când omul să se poată bucura de rai, moartea înghițise totul sub periciune și se vede că el stătea în flăcările iadului. Dar Sfinții Părinți ne relatează că drepții Vechiului Testament și prorocii n-au stat în flăcări cu păcătoșii, ci era o anumită latura iadului, unde era lumină, și unde Avram se coborâse cu bătrânețe fericită, bătrânul patriarh al Vechiului Testament, și cu el toți drepții care aveau tăierea împrejur și legea lui Avram, deci cea dată de Dumnezeu pe vremea de demult la stejarul din Mamre, când a fost masa și discuția între Dumnezeu și om. Și iată că acolo se adăpostea în liniște și prorocul David și Ioan Botezătorul și Ieremia și Zaharia și Daniel și toți prorocii Vechiului Testament. Aia era minunăția. Deci era un loc ferit de munca iadului. Ei, bogatul n-a avut parte de acel loc, numai l-a văzut. Și pe cine credeți că a văzut? A văzut pe Lazar. Deci de ce l-a văzut pe Lazar? Că îl vedea și la poarta lui zilnic. Ori una din muncile iadului cele mai nesuferite este mustrarea conștiinței. Vezi, faci un chirotaj. Sau îți minți bărbatul, sau te desparți, sau ai alte neajunsuri în viață și te mustră conștiința și simți nevoia să alegi la duhovnic, să te spovedești și să faci un canon. Ei, și totuși ai mustrări de conștiință și vii și spui, Părinte, deși m-am spovedit, încă parcă mă mai apasă. Ei, gândiți-vă că aici cu rugăciunea
Dispare mustrarea de conștiință, dar acolo nu mai dispărea niciodată, ci era o mustrare veșnică și categorică pentru totdeauna. Unde viermele este veșnic neadormit și nu doarme niciodată, spun Sfinții Părinți și spune Scriptura, în ghien, în Tatăl. Dar spune mai departe că a cerut cu vârful degetului apă. Închipuiți-vă ce însemna o picătură de apă în acea imensă mare de flăcări nesuferite în care Sfinții Părinți spun că iadul este poate de milioane de ori mai fierbinte decât foc obișnuit. Dar de ce? Nici nu vă vine în cap. Unii vor crede că e vorba de reactoare nucleare. Nu. Este vorba tocmai de un lucru minunat. Dumnezeu este foc ce mistuie și este foc și ce nu mistuie. Mistuie pe păcătoși precum iarba și pădurile ard ca fânul de mânia și dreptatea feții lui, prorocul David în Psalm, și este foc nemistuitor pentru cel ce ajunge să fie, după cuvântul psalmistului, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Deci iată, vâlvătaie este omul fierbântat de rugăciune și sfântul răpit în extaz și îngerul care e slujitorul lui Dumnezeu și văpaie mistuitoare, dar incandescentă, care veșnic se înnoiește din dreptatea lui Dumnezeu, cel care este păcătos și n-a ascultat de Dumnezeu. Se întâmplă două lucruri. Dacă soarele s-ar apropia de pământ, cum spunea odată mai demult specialiștii, că dacă vârful unui ac ar avea temperatura soarelui, pământul s-ar topi și s-ar face ca aluatul pe o rază de câțiva kilometri, cam așa era în iad prezența lui Dumnezeu, dar nu cea cu milă, cea cu dreptate. Deci focul necuprins al Dumnezeirii și nemărginit, ca tot izvorul focului, asta din punct de vedere dogmatic, îi ardea pe păcătoși. De ce? Pentru că nu mai aveau dreptul să-L vadă niciodată, nu mai aveau dreptul să-L iubească niciodată, nu mai aveau dreptul să se bucure de El niciodată și nu mai aveau dreptul să-I ceară absolut nimic. Și nu mai puteau să-I ceară. Pentru că nu există pocăință după moarte, numai în viață. Și știți tot șirul de istorioare care vi l-am spus. Unul s-a mântuit cu o pâine, unul s-a mântuit un tâlhar cu lacrimi. Unul s-a mântuit numai că a ieșit de la casa de desfrânare și mergea în pustie spre pocăință. Și multe alte întâmplări în care Dumnezeu, prin sfârșitul vieții omului, îl mântuiește. Unii chiar cu boli groaznice, prin suferință, s-au mântuit și au mers în odihna veșnică, fiindcă Dumnezeu e iubitor de oameni și nu urător de oameni. Dar aici lucrurile s-au complicat. Acest bogat a murit fără să-l doară nimic, cum spunem noi. Zice, cred că n-am fost prea păcătos că a avut o moarte frumoasă. Nu se știe dacă întotdeauna moartea frumoasă este și dorită de sufletul care s-a săvârșit. Poate uneori moartea frumoasă este tocmai sentimentul despărțirii cu pace din lumea aceasta, ca sufletul prin vâm să nu poată riposta lui Dumnezeu. Doamne, dar n-am zăcut 3 ani la pat, Doamne, dar n-a curs din mine cancerul și metastaza și m-ai chinuit atâta cu doctor și cu injecții și cu perfuzii. Dar când îi dă o moarte liniștită și deodată, el și-a luat toate din viață și nu mai are plată. Deci și ultimele fapte care le-ar fi făcut el să-i fie răscumpărate prin acea moarte liniștită. Citiți judecățile lui Dumnezeu. Și a cerut apă, fiindcă se chinuia în văpaie. Eu cred că apa, știți care era, după părerea a mai multor sfinți care tâlcuiesc această parabolă, nu era vorba de apa care o bem noi pe pământ, ci era vorba poate de o simplă cumva ameliorare pe care putea Avram și acest Lazar, acest om plin de bube care strângea la poarta săracului, să îndrăznească cumva să-i cerșească mila. Și eu știu care ar fi acele picături de apă. Lazare, nu ți-aduci tu aminte odată că mi-a rămas mai multă friptură pe tavă și ți-am aruncat-o ție să lingi oasele rămase? Nu ți-aduci tu are aminte că odată ți-am aruncat niște resturi de prăjitură sau niște coși de pâine? Măcar pentru acelea miluiește-mă și tu cu ceva și pune cuvânt pentru mine la Dumnezeu și pune cuvânt la Părintele Avram să mijlocească la Dumnezeu. Acesta era lucrul. Adică în clipa disperării, în clipa disperării vă spun eu că ați pățit și ați trecut prin aceste simțăminte la unele greutăți din viață, când la o încurcătură grea, grea de tot, începi să-ți aduci aminte și când ai făcut
făcut odată un Tatăl nostru și zici, ei, dar tot parcă m-am rugat eu atunci, chiar să nu mă asculte Dumnezeu, chiar să mă treacă cu vederea, chiar să mă uite, chiar să nu mă țină minte, chiar nici pentru atâta, parcă am mai făcut eu. Mai spune câteodată, dacă ați văzut și în legile juridice, mă voi, nu știți, faceți liniște. Spune câteodată în legile juridice câte un mic articol care te ajută cu un an sau doi la pedeapsa ce trebuie să o iei sau la amenda la care să o iei și te bucuri de multe ori și spui, băi, chiar dacă e 500 de mii, nu-i 700 sau chiar dacă sunt 5 ani, nu-s 10 și parcă tot te bucuri, același lucru îl nădăjduia de data aceasta acest bogat de la Lazar. Dar n-a fost să fie așa. Să vedeți de ce n-a fost să fie așa. Dar Avram i-a zis, fiule, deci iată iubire, putea să-i spună, păcătosule, nenorocitule, eu nu te cunosc. Nu, fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune în viața ta. Ce am discutat până adineam. Toate le-am avut pe tavă și n-am știut să slăbim de Dumnezeu. Dar Lazar le-a primit pe cele rele. Acum el să mângâie și tu te chinuiești. Și cum v-am spus, nu să chinuia bogatul că a fost bogat. Să nu-și facă impresia cineva că dacă are bani sau lux, trebuie să meargă iar. Nu. Trebuie să știi să le folosești. Trebuie să știi că din luxul tău să se bucure măcar 1% cel amărât care nici nu știe ce e aia lux. Și atunci te mântuiești. Și peste toate acestea, iată aici stă de fapt deznodământul. Nu eu. Eu nu pot să fac nimic, îi spune părintele Avram. Între tine și mine este o prăpastie mare. Și să vă spun care este prăpastia. Spun din nou Sfinții Părinți și arată Vasile cel Nou în vămile văzduhului când trece cu vioasa Teodora, care era slujitoarea lui, o smerită femeie. Deci când îi descopere toată întâmplarea cu trecerea prin vămi, zice că mi-au adus dracii la vămi până și ultima gură de apă băută. Și ultima gură de mâncare, și ultima lenevire, și ultima trândăvire, și ultimul gând spurcat, toate mi le-au pus în față. Și zice, cu cât mă urcam, zice, și cu cât vedeam înfricoșatele vămi ale văzduhului, și zice, pe viclenii dragi, cu atâta mă îngrozeam. Dar îngerii îmi spuneau, nu te teme că ești cu noi. Dar spun mai departe Grigore de Nisa și Efrem Siru. Zice, sufletul când trece prin vămile văzduhului și vede că cutia faptelor bune s-a terminat, el deja știe că e spre pierzare. Și zice că sufletul începe să se întristeze, începe să plângă, începe să se deznădăjduiască acolo între îngerii care îl păzesc în cărarea spre vămi și începe să se roage. Îngerii mei prea buni, îngerii mei prea sfinți, prea curați, prea minunați, mijlociți la Dumnezeu pentru mine păcătosul. Și spune că îngerul păzitor atât de mult se întristează și atât de mult se scârbește și atât de mult plânge și îi spune, zice, lasă suflete, zice, nu te descuraja. Poate că cumva mila lui Dumnezeu o depăși cumva această greutate. Lasă, nu te pierde cu firea. Lasă, frate, suflete, ai răbdare, nădăjduiește. Deci îngerul e atât de milostiv, nu vrea să-l piardă, deși știe că va fi pierdut. Dar îngerul nu vrea să-l descurajeze în drumul lui, în drumul lui nenorocit care urmează ca să-l facă. Pentru că este un drum al pierzării veșnice, deci va fi un iad veșnic. Și spune mai departe că în clipa când ajunge la Dumnezeu, se aude acea poruncă aspră. De ce aspră? Pentru cei păcătoși, glasul lui Dumnezeu este tunet, iar pentru cei drepți, este miere și fagure. Cuvintele tale sunt mai dulci decât mierea și fagure. Și iată că în clipa când se dă sentința pentru a vizita frumusețile raiului, acum sufletul se veselește și uită de toată supărarea. Dar acum îngerul păzitor vine și îi spune, nu te veseli, suflete. Nu te veseli că nu e pentru tine. Te-a adus ca să vezi de ce te-ai lipsit. Nu te veseli, suflete, întristează-te, zice. Întristează-te, poate mila lui Dumnezeu va nădăjdui cu ceva și te va milui. Nu e pentru tine, zice, de astea tu te-ai lipsit. Acum îngerul îi spune adevărul. Și spune că sufletul începe să se întunece și să se întristeze la față, dar de bucuria cântărilor din rai, de frumusețea cântărilor heruvimice și serafimice, spune că de atâta mireasmă duhovnicească se umple sufletul încât uită de muncile iadului. Și într-adevăr, când îl cheamă din nou spre a,
spre a vedea muncile iadului, sufletul se îngrozește. De ce se îngrozește? Își aduce aminte ceea ce îi spunea sufletul în rai. Nu te bucura, suflete, că nu e pentru tine. Și acele 30 de zile cât sufletul stă în muncile iadului, nu stă să se chinuiască, ci numai să le vadă. Deci îngerii au putere de lumină și fac lumină în jurul muncilor păcătoșilor. Și el nu mai vede o sândă. Și se spune, cum arată Efrem Siru și toți ceilalți sfinți părinți, că atât de mult se cutremură sufletul și îngerul îi spune, ce să-ți fac, suflete? Asta ți-ai pregătit din viața ta. Ce pot eu să te ajut? Nu depinde de mine. Și spune că sufletul începe din nou să plângă și se împlinește acel cuvânt în psalm care noi îl trecem cu vederea din Catisma 17. Râuri de lacrimi au vărsat ochii mei că n-am păzit legea ta, Doamne. Deci iată unde sunt acele râuri de lacrimi. Zice că atâtea lacrimi curg că crede sufletul că cu ele ar stânge focul iadului. Nu se poate, fiindcă este foc fără de sfârșit. Și în clipa când sosește a 40-a zi, de-abia atunci sufletul se prezintă la judecata particulară, cum facem noi mortului, între a 40-a zi, ridicarea cu prescură și la Sfânta Liturghie îl pomenim cu dezlegare, ca să ia odihnă, și merge ori la bine, ori la rău. Dar sufletul care merge rău până în clipa când este predat de îngerii cei buni, fiindcă 7 sunt la număr, el încă încearcă să se roage de îngeri. Milostivilor, încercați la Dumnezeu pentru mine, păcătosul, chinuiți-vă și strigați la Dumnezeu. Și suflet, îngerii spun, suflete, pocăiește-te și trebuia să te pocăiești cât mai ai timp. Cântarea de la strană suna frumos a predica de astăzi. Timp ai avut să cheltuiești aurul și argintul, ca prin milostenie să-ți fi câștigat viața de dincolo. Timp ai avut ca prin rugăciune să te curățești. Timp ai avut ca prin spovedanii să-ți speli haina. Timp ai avut ca prin împărtășanii să-ți sfințești sufletul. Și toate le-ai neglijat și le-ai trecut cu vederea. Și acum te arzi în văpaie. Deci iată prăpastia. Când Dumnezeu a dat o sentință, păi nu mai trece nici Avram, nu mai trece nici înger păzitor, nici heruvim, nici serafim. Deci asta este prăpastia. Dacă Dumnezeu a dat sentința de muncă, El va sta în muncă. Și spune mai departe să vedeți câtă teologie, câtă teologie a văzut bogatul că a căzut în capcană. A văzut că e pierdut pentru veșnicie. Că nu i s-ar fi rânduit această duminică să fie dovadă celor care mai cred că sufletul lor o să se mai plimbe din nou sub soare sau prin alte viețuitoare. Și spune, zice, părinte, rog-te un lucru. Eu mai am 5 frați în casa tatălui meu. Mai am 5 frați în casa tatălui meu. Zice, trimite-le lor pe cineva să le spună să n-ajungă în acest loc de chin. Iată unde sta propovăduirea cea luminată a Evangheliei lui Dumnezeu. Iată unde sta vestirea cuvintelor lui Dumnezeu. În iad, acum el voia să facă misiune. El care în viață râdea când vedea că un sărac întinde un colac cu o batistă. El care râdea de o babă proastă de la țară că venea cu sticla de vin și cu o bucată de pâine să-i cinstească pe morți la Sfânta Liturghie. El care se plimba cu sielul pe stradă. El care avea numai cecuri și bani și blănuri și luxuri. El care nu mai știa ce mâncare să mănânce în meniul lui personal, acum făcea propovăduirea Evangheliei. El care era marele boier și marele avut și marele bogat, acum se gândea la frații lui. Deci uite unde stătea mila. Dar Dumnezeu râde din cerul cel sfânt al lui, că și-au scris numele lor și în cartea lor, pe pământul lor, pe țarinele lor și pe casele lor, cum spune Catisma 7. Dar, zice, s-au coborât în iad ca oile la junghiere și iadul-i casa lor în veacul veacului. Citiți Catisma 7. De-aia vă spun eu, citiți la Psaltire, să vedeți câtă înțelepciune stă în Psaltire. Și s-aude din nou glasul de tunet al lui Avram. Au pe Moise și proroci. Nu era încă legea darului. Au decalogul. Să nu furi, să nu curvești, să nu ucizi, să cinstești pe Domnul Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să nu fii desfrânat, să nu iei numele Dumnezeu de șer, să nu-ți faci chip cioplit, să nu râvnești bunul altuia cu vicleșug și toate celelalte. Zice, de ce nu-i respectă? Și se aude un glas puternic
de suspinare a celui ce se chinuia în flăcări. Nu! Nu-i de ajuns, Părinte Avram, îți spun eu că nu-i de ajuns. De ce spune că nu-i de ajuns? S-o știți și pe asta. A fost martor ocular a multor minuni a lui Iisus Hristos, toate în viața lui acest bogat. Că noi nu știm despre ce bogat o fi vorba când era vorba de moartea lui, ci știm că o fi vorba de un bogat. Dar trebuie să știm un lucru. Că Mântuitorul și însuși Dumnezeu Tatăl a fost Cel ce a rânduit învierea Fiului Văduvei din Ain în timpul activității lui mesianice. Și s-a văzut clar, s-a văzut clar că n-are efect. Cum se minunează că a înviat un mort? Câți morți nu s-au ridicat azi din moarte clinică? Câți oameni n-au înviat în operații pe cor deschis după o jumătate de oră, după o oră, după două ore, după trei ore? Interesați-vă dumneavoastră între voi. Citiți cartea lui Serafim Ros, Viața după moarte sau religia sau Ortodoxia, religia viitorului. Și o să vedeți în aceste două cărți cum se tratează acest subiect al morții premature sau cum se spune a morții clinice, în care sufletul pleacă din trup și merge să vadă lumea de dincolo și apoi prin descoperirile științei și a medicinii se reușește să vină înapoi în trup, fiindcă așa este operația, de așa natură. Ei, gândiți-vă la un lucru, nu la altceva. Dacă acestea nu ne minunează cu nimic, acestea nu ne pun în mișcare sufletul cu nimic, credeți că în clipa când ar învia un mort, un bogat ar crede sau un necredincioș și ar spune, mă, că sunt provești nemuritoare, hai că astea sunt prostii, sunt invețe, sunt snoare. Ei, Dumnezeu știa acest lucru și ca să nu se ia numele lui Dumnezeu în deșert, ce a spus? Zice, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor asculta și nu vor crede dacă ar învia cineva din morți. Scurt. Așa este. Poate să învie tot cimitirul eternității sau Sfântul Vasile. Sunt sigur că omul care a luat înclinarea păcătoasă și care a apucat a cădea în această extremă înghețării sufletești fără să-și mai dea seama că țigara e un păcat, că desfrânarea e un păcat, că lăcomia e un păcat, că iubirea de argint e un păcat, că destrăbălarea e un păcat, că prea multul lux e un păcat, ăla tot în ea se duce. De ce? Nu o să renunțe nimeni niciodată la sine pentru Dumnezeu dacă nu l-a simțit pe Dumnezeu în inimă. Au fost cazuri concrete și întotdeauna sunt, pentru că duhovnicul are relații cu multe feluri de oameni. Când din multe greutăți au scăpat sau le-a ajutat Dumnezeu și au rezolvat probleme și când te întâlnești cu el pe stradă, spune, zice, Părinte, știți, n-am mai avut timp să trec. Bine că ai avut timp să treci când ai avut probleme. Acum, dacă s-a terminat problemele, nu mai ai timp să treci. Sau o întâmplare tot destul de duhovnicească, spun eu și o socot, o persoană oarecare cu o boală mai grozavă, după un timp, văzând că s-a făcut sănătoasă, o văd iarăși aranjată, foarte frumos, elegant, zic, dar ce faci, mai fată? Zic, ai uitat că trebuia să mori? A, Părinte, zice, a fost atunci. Dacă Dumnezeu a dat să fiu sănătoasă, acum ce trebuie să umblu ca o babă? Deci, umbla ca o babă când avea nevoie de Sfântul Maslu, umbla ca o babă când avea nevoie de rugăciuni, umbla ca o babă când trebuia împărtășită vinerea, umbla ca o babă când avea necazuri și cancerul rodea în trânsa cum roade carnele. Dar după ce s-a vindecat, n-a mai fost nevoie. Deci, ce-o fi zis ea? E, dacă Dumnezeu m-a făcut sănătoasă, asta nu înseamnă că de acum nu mă lasă să trăiesc viața. Să-i fi trăit-o, dar Dumnezeu a dat totuși o sentință să nu-ți fie ție pe urmă mai rău ca data cea din tâi. Deci să nu cumva să se însupere Dumnezeu și să-ți plătească cu vâr și îndesat și pentru binele făcut. Că spune acolo în Scriptură, vai de cel ce cade în lumea Dumnezeului celui viu. Și aspră este judecata Dumnezeului lui Israel. Deci cu Dumnezeu nu facem târg. Cu Dumnezeu noi nu facem târguială, dăm ieftin și luăm scump. Nu. Dumnezeu are două căi. Și nu întâmplător înainte de începerea postului, și nu întâmplător înainte de sărbătorile mari duhovnicești, Dumnezeu rânduiește ca biserica să citească acele evanghelii și învățături folositoare de suflet. Ca oamenii să poată să se îndrepte. Mulți toată vara au fost preocupați de rodul viilor, de rodul pământului, prășit, cosit, arat, grăbat. Și ce a zis când a venit toamna?
hai să mai merg un pic la biserică. Deci iată, oameni care își dau seama că de la Dumnezeu le vin toate, dar alții ce au zis? Am de toate sănătate. Deci nu merge așa. Dumnezeu dă, dar și cer. Dă, dar mai și ia. Dă, dar vrea cu camătă. Adică trebuie să prisosească harul faptelor noastre bune înaintea lui Dumnezeu pentru binefacerile făcute. De aceea cred că niciun om n-ar avea de pierdut dacă în cele patru posturi ale anului ar fi spovedit, dacă în cele patru posturi ale anului ar fi împărtășit, sau dacă seara și dimineața s-ar ruga cu rugăciune și spunea un mare sfânt, fericit Augustin, dacă am crezut în Dumnezeu, nimic n-am pierdut, că mila Lui mă va întâmpina. Dar dacă n-am crezut în Dumnezeu și El cu adevărat a existat, pe mine astfel mă va pedepsi. Deci aceea trebuie să gândească și bogații și săracii. Că unii cred că nu s-au rugat de ajuns. Și zice că le merge rău. Le merge rău, fiindcă dacă le-ar merge bine, l-ar uita pe Dumnezeu. Și cum vă spuneam eu și altă dată, la unul îi ascultă Dumnezeu rugăciunea din prima, dar îl știe că vine permanent la biserică. La altul îi ascultă a 30-a oară. De ce? Știe că dacă îi rezolvă din prima, nu mai vine după aceea. Deci de aceea Dumnezeu vrea să sădească în sufletul și în inima omului un fel de viață duhovnicească. Adică vrea să-i creeze în sufletul lui un ansamblu duhovnicesc care să-l fundamenteze pe temelia Evangheliei. Nu e greu să fii cununat. E un simplu act. Dar este destul de greu să fii cununat și să fii desfrânat. Nu este greu să fii botezat, că nu-i greu a te boteza. Este greu să îndeplinești faptele botezului, să fii sincer, curat, cum spune acolo în Molifte, și du de la sufletul acesta nou însemnat al lui Hristos. Duhul trândăvirii, Duhul enevirii, Duhul de noapte, de mează zi, Duhul de întuneric și toate celelalte. Deci când biserica se roagă ca din fiii ei duhovnicești să iasă acești dragi afară, ori ea nu se bucură și nu se împacă sufletește când oamenii se încarcă din nou de aceste lucruri rele și, cum v-am spus, semn al necredinței sunt trei lucruri mari astăzi în societate. Una, neîncrederea în rugăciune. La mulți le spui să facă rugăciune și chiar aveam o discuție mai zilele trecute cu cineva. Domnule, este nevoie să vă împărtășiți, că înțelegeți, trebuie să vă puneți cu ordine în viață și dacă v-ați împărtășit, se rezolvă problema. Părinte, orice, asta nu pot. Dar de ce nu poți? Ce te doare? Nu pot, nu se poate treaba asta. Deci nu poate el să renunțe la meniu și la mâncarea lui, la luxul și la năravul lui, pentru sângele lui Hristos. Și i-am spus, fă cum vrei, credința ta să te mântuiască. Zice, părinte, dacă vreți, vă mai dau bani, cât și rugați-vă pentru mine să mi se îndeplinească și așa, dar nu mă împărtășesc. Nu te împărtășesc să fii sănătos. Deci, iată, nu poți să-l forțezi pe om spre lucruri bun. Ei, ori nici Dumnezeu nu-l forțează, dar nici nu-i dă. Să fii sigur că îi va merge din ce în ce mai rău și cu toți banii lui și cu toată averea lui și cu tot luxul lui, mulțumirea pământească o să o aibă, iar la sfârșitul vieții Dumnezeu o să vină cu caravana dreptățe și o să înceapă să-i facă neplăceri de tot ce s-a adunat într-o viață să se împrăște într-un an. Pentru că Dumnezeu nu se lasă amăgit. Iarăși un lucru care este semn al necredinței este frica în vrăj și farmece. Nu există om, din cât am întâlnit în această mănăstire, venind și cerând un sfat și cerând un ajutor, să nu spună același lucru. Părinte, cred că am farmece, cred că mi-a turnat cineva, cred că mi-a făcut cineva, cred că s-a întâmplat ceva. Sunt de acord, s-o fi făcut. Eu n-am fost să văd ce sau nu s-a făcut. Dar te întreb un lucru. Dacă aghiazma este cu Duhul Sfânt, de ce nu e în casa ta? Dacă anafora este cu Duhul Sfânt, de ce nu e în casa ta? Dacă uleiul sfințit stă la îndemâna creștinului pentru alungarea duhurilor și lucrărilor necurate, de ce nu e în casa ta? Dacă ceaslovul și psaltirea sunt dătătoare de viață sufletului osârduitor, de ce nu sunt în casa ta? Dacă biserica are sfinte taine și are loc suficient pentru toți creștinii care vin în ea, de ce tu nu ești acolo? De ce nu e în sufletul tău? Păi cum să nu se prindă farmecele de omul care crește exact ca sprujanul ăla ce nu face producția? Crește numai frunza și tuleul, în loc să crească păpușa. Deci, fă roade și dacă roadele tale vor fi, satana nu mai vine. Dar așa cum să nu vină. Satana prinde foarte bine peste țigară,
prinde foarte bine peste cafea, prinde foarte bine peste filme și ore întregi la televizor, prinde foarte bine peste studiul ziarelor, prinde foarte bine peste necurăția din familie, prinde foarte bine peste cei necununați, prinde foarte bine peste cei nespovediți, prinde foarte bine peste cei neîmpărtășiți, prinde foarte bine peste cei ce nu se roagă niciodată. Și apoi tu vii și îmi spui, zice, păi părinte, mi-a făcut farme. Zice, păi dacă nu te rogi, stai așa ca un lemn în gală. Păi tu ce faci împotriva lor? Ce faci tu pentru sufletul tău? Unii își pierd vremea, se duc până în București, se duc până nu știu pe unde, la nu știu care popă, se duc la nu știu care să-i dezlege, să-i desfacă, să-i coasă, să-i le descoasă. Dom'le, te-ai dus, ți-ai cheltuit bani, ți-ai pierdut vremea, te-ai dus până acolo. Dar tu ai făcut ceva concret? La croitor când te duci să scoți o haină, te duci la probă? Da. Te duci și îți alegi materialul? Da. Te duci și spui dacă îți place? Da. Te duci și plătești? Da. Iei marfa? Da. Ei și Dumnezeu vrea la fel. Măsoară, cântărește, coasă, descoasă, până dai de adevăr și dai de dreptate. Nu pierzi vremea umblând aiurea și alergând ca omul disperat de la un capăt la altul pământului, că însuși Scriptura spune, la vremea de apoi se va lua pacea dintre oameni și vor alerga dintr-un loc în altul, dintr-o cetate în alta, crezând că acolo vor găsi liniște, că în cetatea de unde au plecat tulburare este. Și zice că unde se vor duce, vor găsi tulburare mai grea ca cea din urmă care au lăsat-o. Și ăsta e adevărul. Spune nu știu care odată o întâmplare, tot așa haznie, zice, părinte, zice, m-am dus la părintele Argatul la București și mi-a făcut niște rugăciuni 3 zile, așa de bine m-am simțit, dar după aia m-am întors pe dos. Păi da, păi după 3 zile ai uitat că trebuie să te mai rogi, era așa firesc să se întâmple. Deci au lucrat 3 zile rugăciunea mea, poate evlavia și oboseala și cheltuiala drumului tău, te-au făcut sara să mai stai o oră în genunchi sau 10 minute. Dar dacă după 3 zile tu ai uitat că ai fost la Argatul, păi da, ce se întâmplă? Nu mersul la popă, ci mersul la Dumnezeu. Puntea dintre om și Dumnezeu e rugăciunea. Puntea dintre suflet și cer este fapta bună. Deci dacă astea două lipsesc, degeaba toți vom sta. Și cu bască, și fără bască, și cu veston, și cu palton, și cu vison, și fără vison, vom sta în adâncul iadului și vom striga. Doamne, trimite nouă un deget cu apă, că multe am cunoscut și multe de tine am auzit, dar nimica n-am făcut. Deci facă Dumnezeu și toți Sfinții Lui Îngeri și toate puterile cerești să ne lumineze spre 3 lucruri desăvârșite. Spre rugăciune, spre statornicie, spre fapta bună în primul rând și spre părerea noastră de sine să ne o cunoaștem și să vedem. Noi știm ce vrem de la viață sau vrem să ne meargă numai bine pe degeaba? Deci știm noi ce trebuie de la Dumnezeu să cerem sau cerem numai ce ne convine nouă. Pe mie îmi place când scrie omul pomenic și sănătate, și sporul casei, și iertare de păcate, și luminarea minții la copii, și izbăvire de patima beției la soț, și izbăvire de patima fumatului, și depărtare de farmice. 10 cere, dar nu scrie niciunul la urmă. Doamne, dăm și spor în rugăciune, dăm și spor în fapte bune și dăm să te cunosc mai bine. Ei, când o să scriem lucrul ăsta în pomelnic și cu deosebită plăcere o să-l cerem în casa noastră, în genunchi, înaintea cărții noastre de rugăciuni, la candelă și la icoană, să fiți siguri că situația se va schimba de la sine. Nu legea, nu revolta, nu scandalul, nu războiul, nu panorama, nu balamucul schimbă fața unei lumi. Filaret al Moscovei a spus așa, cu duhovnici buni schimbați fața lumii, iar cu mame bune veți crește oameni buni. Deci vrei să iasă ceva într-o societate? Să ai mame credincioase. Vrei să iasă ceva într-o lume? Să ai oameni credincioși. Și să ai biserici bune și să ai preoți buni și să ai creștini buni. Pentru că mi-a plăcut aseară trecând undeva când am văzut la o biserică din oraș cum ieșea lumea de la fecernă. Încă este credință în Dumnezeu. Ieșea lumea de la fecernă. Poate că unii erau de la servici, poate că alții nici n-apucase să ajungă acasă, dar totuși ieșeau de la fecernă. Și un lucru frumos și plăcut lui Dumnezeu. Dar vă spun alt lucru. La casa tineretului și la casa sindicatelor erau de 10 ori mai mulți, fumau,
Să râdeau, să hlizeau, să înghionteau. Era un fel de balamuc și zic, uite, totuși acolo erau poate 100, dar aici sunt 500. Ei, dacă se va reuși să fie 500 în biserică și 100 la casa tineretului, atunci, cu adevărat, Dumnezeu va deschide cutia faptei bune și va revărsa din darul lui pe pământ și va face din nou pământul să rodească, ploile să vină la vreme, copiii să fie buni, roadele să fie belșugate, să fie pace și să fie liniște, că pacea nu se face nici cu sabia, nici cu stilou. Pacea o dă Dumnezeu. De-aia se spune în cadrul Sfintei Liturghii de 3 ori. Pace tuturor, înainte de crezi, înainte de Sfânta Împărtășanie la Sfintele Sfinților și înainte de Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Deci toate vin din pacea lui Dumnezeu. Dacă nu vine pacea de la Dumnezeu, pacea de la oameni nu folosește la nimic. Deci să avem grijă de 3 lucruri. Să nu ajungem ca bogatul din Evanghelia de astăzi, să nu facem ce a făcut bogatul din Evanghelia de astăzi și să nu ajungem să ne rugăm ca bogatul din Evanghelia de astăzi. Noi să ne rugăm așa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă și mă mântuiește pe mine păcătosul. Amin.